Bună seara, evenimentul s-a încheiat chiar în acest moment. E adevărat, a participat majestatea sa Margareta cu sotele coroane și alteța sa regală, principele Radu, dar a fost prezent și nepotul regelui Mihai Nicolae alături de soția sa. Am văzut aici foarte multe personalități, iar catedrala Sfântul Iosif s-a dovedit neîncăpătoare pentru oamenii care au venit. Foarte multă lume a stat în picioare. A fost o atmosferă impresionantă și toată lumea a spus despre faptul că această atmosferă sfântă le-a adus aminte de majestatea sa, regele Mihai. Am stat de vorbă și cu părintele Francisc Doboș, care a spus că ar trebui să privim acest concert ca pe o rugăciune și a subliniat relația specială pe care majestatea sa, regele Mihai, a avut-o cu Biserica Catolică, deși regele Mihai știm că a fost ortodox. De asemenea, părintele Francisc Doboș ne-a spus despre faptul că majestatea sa, regele Mihai, în timpul vieții, a fost invitat de două ori la Vatican.